viață trecut, drept în așelația e lumii, acum fericiți, zâmbiți în paradis, acum vă
Panana et Filio et Spiritui Sancto. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Fraților, să ne recunoaștem păcatele, ca să luăm parte, așa cum se cuvine, la celebrarea Sfintei Liturghii, astăzi când celebrăm solemnitatea tuturor sfinților. Mărturisesc lui Dumnezeu și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Deum.
Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic și veșnic, care ne-ai dat bucuria de a cinsti într-o singură sărbătoare meritele tuturor sfinților, te rugăm ca, având în fața ta o asemenea mulțime de mijlocitori, să primim de la tine belșugul mult dorit al îndurării tale, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul tău, care, fiind Dumnezeu împreună cu tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Citire din Apocalipsul Sfântului Apostol Ioan. Eu, Ioan, am văzut un alt înger ridicându-se de la răsăritul soarelui și având sigiliul Dumnezeului cel viu. El a strigat cu glas puternic către cei patru îngeri, cărora le fusese dat să dăuneze pământului și mării, spunând: nu dăunați pământului, nici mării și nici copacilor, până când nu vom pune sigiliul pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor care au fost însemnați cu sigiliul, 144.000 de însemnați din toate triburile fiilor lui Israel. După aceasta am văzut și iată o mulțime mare pe care nimeni nu putea să o numere, din toate neamurile, triburile, popoarele și limbile. Ei stăteau în picioare în fața tronului și în fața mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de palmier în mâini. Ei strigau cu glas puternic: mântuirea aparține Dumnezeului nostru, cel care șade pe tron, și mielului. Și toți îngerii stăteau în picioare în jurul tronului, al bătrânilor și al celor patru ființe, cădeau cu fața la pământ înaintea tronului și-l adorau pe Dumnezeu și spuneau: amin. Binecuvântarea, gloria, înțelepciunea, mulțumirea, cinstea, puterea și tăria să fie Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Unul dintre bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis: cine sunt și de unde vin cei care sunt îmbrăcați cu haine albe? I-am zis: Domnul meu, tu știi. Iar el mi-a spus: aceștia sunt cei care vin din strâmtorarea cea mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Cuvântul Domnului. Aceasta este generația celor care caută fața ta, Doamne. Este pământul și tot ce este pe el, lumea și cei care locuiesc în ea, căci el l-a întemeiat pe mări și l-a stabilit peste râu. Cine va urca pe muntele Domnului? Cine se va ridica în locul său cel sfânt? Cel care are mâinile nepătate și inima curată, cel care nu-și înalță sufletul spre lucruri deșarte. Aceasta este genera.
acesta va primi binecuvântare de la Domnul și dreptate de la Dumnezeu Mântuitorul său. Aceasta este generația celor care îl caută pe el, a celor care caută fața Dumnezeului lui Iacob. Citire din scrisoarea întâi a Sfântului Apostol Ioan. Iubiților, vedeți câtă iubire ne-a dăruit Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Și suntem. De aceea, lumea nu ne cunoaște, pentru că nu l-a cunoscut pe El. Iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu, dar nu s-a arătat încă ce vom fi. Știm că atunci când se va arăta, vom fi asemenea Lui, pentru că Îl vom vedea așa cum este. Oricine are această speranță în El devine curat, așa cum El este curat. Cuvântul Domnului. La mine toți cei osteniți și împovărați, și eu vă voi da odihnă, spune Domnul. Aleluia, 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 Domnul să fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, văzând mulțimile, Iisus a urcat pe munte și după ce s-a așezat, s-au apropiat de El ucenicii Săi. Și deschizându-și gura, îi învăța zicând: fericiți cei săraci în duh, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei care plâng, pentru că ei vor fi mângâiați. Fericiți cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Fericiți cei cărora le este foame și sete de dreptate, pentru că ei se vor sătura. Fericiți cei milostivi, pentru că ei vor afla milostivire. Fericiți cei curați la inimă, pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei vor fi numiți fiii lui Dumnezeu. Fericiți cei persecutați din cauza dreptății, pentru că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți sunteți când vă vor insulta, vă vor persecuta și mințind vor spune împotriva voastră tot răul din cauza mea. Bucurați-vă și trăsăltați de veselie, căci răsplata voastră este mare în ceruri. Cuvântul Domnului. Thank you.
Excelențele voastre, episcopi Petru și Aurel, cucernice părinte paroh și decan Paul, cucernice părinte rector al Institutului Teologic din Iași, Benone, iubiți frați într-o preoție, dragi surori, dragi seminariști, iubiți credincioși, iubiți ascultători ai postului de Radio Maria și iubiți urmăritori pe internet a transmisiei noastre în direct din Catedrala Romano-Catolică din Iași. Cam lungă introducerea asta, dar trebuie făcută. În piața de la Rotonda din Roma se află renumitul Panteon. Este o clădire romană cea mai bine conservată și cea mai importantă clădire veche din lume cu acoperișul original intact. Panteonul a fost comandat de Marcus Agripa ca un templu pentru toți zeii din Roma antică și reconstruit de împăratul Adrian pe la anul 126 după Hristos. Acest templu păgân a fost transformat în biserică creștină dedicată inițial sărbătoririi tuturor sfinților martiri în timpul papei Bonifaciu al IV-lea, iar mai apoi dedicat tuturor sfinților. Este vorba despre toți sfinții pe care noi, catolicii latini, îi sărbătorim astăzi, 1 noiembrie, și o facem cu mare solemnitate. Cu această sărbătoare se deschide în fiecare an luna noiembrie, lună dedicată special comemorării credincioșilor răposați. Tocmai de aceea vedeți în față așezat acest, să-i spunem, catafalc, pentru că la sfârșitul Sfintei Liturghii, ca în fiecare an, vom face un requiem solemn pentru episcopii și preoții, în special ai catedralei noastre. Totodată să nu uităm că astăzi celebrăm și aniversarea sfințirii acestei catedrale de la 1 noiembrie 2005, iar ctitorul ei este aici. Între sfinții din cer, cei de pe pământ și cei din purgator, mâine avem comemorarea lor, între ei există o legătură strânsă pe care o exprimăm totdeauna în crez, atunci când spunem cred în împărtășirea sfinților. Astăzi, 1 noiembrie, atenția noastră se îndreaptă special către cei care au ajuns la destinație, către sfinții din cer. Vorbind de cer, tot arătăm în sus, că așa ne exprimăm noi, dar unde este cerul? Cerul este acolo unde este Dumnezeu, iar Dumnezeu este acolo unde este trăită iubirea, pentru că El este iubire. Numărul celor ajunși la destinație în cer, cum am auzit în prima lectură, este imens. Astăzi Biserica ne cheamă să le aducem omagiul nostru și împreună cu ei să-L preamărim pe Dumnezeu, Cel de trei ori Sfânt, așa cum îi cântăm la fiecare Sfântă Liturghie, rugându-L să ne ajute și pe noi, care încă suntem călători pe pământ,
să ne trăim viața în așa fel, o viață de sfânt, încât într-o zi să ajungem și noi la destinație în cer. Vă invit, iubiți credincioși, acum la început, să ne aducem un pic aminte de cele vremuri, vremuri în care una din dorințele oamenilor era să fie sfinți. Și nu greșesc. Copiii își doreau să fie sfinți pentru că părinții lor duceau o viață sfântă. Părinții, familia, se deprindeau cu viața de sfințenie pentru că vedeau în preoți, în măicuțe, în călugări, oameni care trăiesc cuvântul lui Dumnezeu în cartea Leviticului, fiți sfinți, pentru că eu, Domnul Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Levitic 11, 44-45. Fericitul Ieremia, zile trecute am fost la Onești, unde sunt osemintele sale, moaștele sale, comemorând beatificarea lui, 36 de ani de atunci, acest compatriot al nostru, moldovean, din Valahia, cum se chema atunci, în dorința lui de a fi sfânt și auzind că în Italia, la Roma, este papa și că în Italia toți călugării sunt sfinți, așa gândea el, în dorința de a fi sfânt, a plecat din locurile acestea natale și s-a dus în Italia ca să ajungă sfânt. Și a ajuns. Astăzi, în schimb, numai termenul de sfânt, cuvântul acesta, îi sperie pe cei mai mulți, îi deranjează, nu pot să-l suporte, unii au chiar alergie când îl aud. Într-una din predicile de când sunt episcop, nu mai rețin în ce parohie, aminteam credincioșilor un fapt pe care l-am trăit mergând la fratele meu la Câmpul Lung, Mușcel. El m-a făcut atent într-o zi, fii atent, fratele meu, când trage clopotul, cum reacționează cățelul. Și într-adevăr, de la primul gong, cățelul a început să schelele. Și nu mai termina. Și n-a terminat până când nu s-a oprit clopotul. Cam aceasta este reacția unora, în special tineri sau adolescenți, atunci când părinții le vorbesc despre cele sfinte. Încep să schelăie. Oh, lasă-mă, mamă! Îmi ții predică. Și nu continuă sau continuă să obiecteze, să schelăie în ghilimele, până când se oprește și mama. Să ne imaginăm, vă provoc acum la un exercițiu de imaginație, să ne imaginăm că vin acum sfinții cu permisiunea lui Dumnezeu și noi îi putem vedea. Și fiecare cu foi albe în mână și un pix, dându-ne fiecăruia ca să scrim acolo. Scrie, te rog, ce dorești tu cel mai mult ca noi, sfinții, să dobândim pentru tine de la Dumnezeu? Ce am scrie pe foaia albă? Ce își doresc astăzi copiii, tinerii, femeile, bărbații, preoții, surorile, bătrânii, bolnavii și așa mai departe? Ce ne dorim? Dar să fim sinceri, scriind pe foaie, mai vrea cineva azi să fie cu adevărat sfânt? Sau vrem doar să fim sănătoși? Că asta am scris acolo. Sfinte Antoane, Sfântă Tereza, Sfântul meu patron, dacă spui că ai așa mare putere la Dumnezeu, dobândește-mi de la Dumnezeu să iau 10 la examen, să mă fac sănătos, să pot vinde apartamentul, să-mi cumpăr mașină, etc., etc., etc.
Cine mai dorește azi să fie sfânt? Dar, de fapt, cine este sfântul? Sfântul pot să-l caracterizez ca fiind omul pasionat de Dumnezeu. Omul care își trăiește viața normal ca toți oamenii, dar care face toate cu conștiinciozitate, din iubire față de Dumnezeu și din iubire față de semeni. În cartea sa intitulată Jurnalul unui jurnalist fără jurnal, Ion Desideriu Sârbu scrie așa, îl citez: Sfântul este cel care nu se abate din calea știută, este cel care rămâne drept când tot se pleacă. Este cel ce gândește lucid în timp ce întregul popor este cuprins de spaimă și turbare. Va veni ziua în care vom declara ca sfânt orice om cinstit. Atât de rar va fi el și atât de greu va fi ca omul să rămână nepătat, nemânjit, încât un asemenea exemplar va echivala cu un adevărat miracol. Am încheiat citatul. Întrebare. Suntem noi astfel de oameni? Putem deveni noi astfel de oameni, adică pasionați de Dumnezeu, conștiincioși în împlinirea tuturor datoriilor, drepți, corecți, nepătați, necompromiși? Să nu privim în jur ca să găsim astfel de oameni, ci să privim mai întâi la noi înșine, fiecare la sine. Pentru că obligația de a fi sfânt nu este numai a mea ca episcop sau a confraților episcopi sau confraților preoți, nu este numai a seminariștilor, surorilor, persoanelor consacrate, nu este numai a unei elite, nu. Este a fiecăruia, indiferent ce vârstă are, ce poziție socială ocupă el și așa mai departe. Toți suntem chemați să fim sfinți. De aceea să ne gândim la noi, fără să-i vedem pe cei din jurul nostru, dacă sunt sau nu sfinți. Suntem obligați să fim sfinți. Atenție, n-am spus greșit. Suntem obligați, nu constrânși. E o mare diferență. Pentru că Dumnezeu nu constrânge pe nimeni să fie sfânt. El respectă libertatea noastră și ne ajută cu harul său ca noi să fim sfinți. Nu ne constrânge, dar noi trebuie să simțim obligația de a fi sfinți, să răspundem cu iubirea noastră la iubirea Lui. Unde sunt astăzi sfinții? Uneori avem impresia că sfinții sunt departe de noi, undeva după nori, după stele, și acolo își aranjează eventual coroanele unii altora. Sau că alții gândesc, sfinții s-au retras în calendar. Uneori, cum vedem în calendar, îngrămădiți câte 4, 5, 6 într-o zi și au rămas acolo. Nu. Este adevărat că sfinții sunt în cer și v-am spus unde este cerul. Acolo unde este Dumnezeu, acolo unde este trăită iubirea. Numărul celor din cer, pe care azi îi sărbătorim, este imens. Dar câțiva din ei, doar câțiva din ei sunt înscriși în calendarul nostru. Dar mereu, mereu sunt în legătură cu noi cei de pe pământ. Deci sfinții sunt în cer, dar sfinții sunt și pe pământ, între noi. Numai că trebuie să recunoaștem că sunt din ce în ce mai puțini. Oare de ce? Unul din motive este acesta.
ne rugăm prea puțin ca să fim sfinți. Ne rugăm sfinților drept, marțea la Sfântul Anton, joia la fericitul Anton Durcovici, la Sfântul Iosif, la câți și mai câți sfinți. Nu-i rău, ne rugăm, dar de câte ori îi cerem lui Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să fiu sfânt. Îi cerem multe lui Dumnezeu. De câte ori cerem, Doamne, ajută-mă să fiu un sfânt? Sau, Doamne, ajută-l pe Papa Francisc să fie un sfânt? Doamne, ajută-l pe părintele care predică acum să fie un sfânt? Doamne, ajută-i pe preoți să fie sfinți? Soțul pentru soție, soția pentru soț să fie sfinți? Dacă nu am făcut acest lucru până acum, să o facem de azi înainte. De ce să o facem? Pentru că biserica are nevoie și astăzi de sfinți. Și nu numai biserica, lumea întreagă are nevoie de sfinți, adică de oameni pasionați de Dumnezeu, de oameni care trăiesc Evanghelia fericirilor pe care am ascultat-o puțin mai înainte, adică de oameni săraci în duh, a căror bogăție supremă este numai El, Dumnezeu, de oameni blânzi, de oameni însetați de dreptate și de adevăr, de oameni care să rămână curați, și nu-i ușor deloc, în mijlocul unei lumi de date imoralităților de tot felul, cum vedem astăzi, de oameni care să meargă contra curentului, rămânând pe vertical întotdeauna când toți se pleacă, de oameni care să gândească lucid, cum spunea Desideriu și vi l-am citat, să gândească lucid în timp ce întregul popor este cuprins de spaimă și turbare, de oameni care să iubească frumosul, frumosul și nu grotescul, nu urâtul, nu sluțenia, fac referire la Haloen, de oameni care să indice celorlalți oameni o direcție clară și dreaptă în viață, de oameni care, după spusele Sfântului Paul, să vestească până la capăt Evanghelia. 2 Timotei 4:17. Iubiți credincioși, aceștia sunt sfinții. Așa trebuie să arate sfinții și așa arată. Așa trebuie să fim noi toți. Așa trebuie să ne simțim obligați, nu constrânși, să fim. Dacă vrem să avem o biserică vie, dacă vrem să avem o țară, o Românie prosperă, înfloritoare, pașnică, armonioasă, așa să ne ajute Dumnezeu și mijlocirea sfinților pe care astăzi îi sărbătorim. Amin. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu. Al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn.
Să ne rugăm. Fraților prea iubiți, conștienți că facem parte din poporul noului legământ, consacrat slujirii lui Dumnezeu și chemat să crească pururi în sfințenie, să înălțăm acum cu încredere rugăciunea noastră. Doamne Iisuse Hristoase, bucuria tuturor sfinților, fă ca sfințenia lui Dumnezeu să strălucească tot mai mult în cuvintele și faptele tuturor acelora care alcătuiesc biserica ta. Te rugăm, ascultă-ne. Revarsă harul tău asupra sfântului nostru părinte, Papa Francisc, asupra episcopului nostru Iosif și asupra tuturor păstorilor sufletești, ca să poată călăuzi spre sfințenie poporul ce le-a fost încredințat de tine. Te rugăm, ascultă-ne. Celor care ți s-au consacrat, dă-le harul să tindă mereu spre perfecțiunea iubirii și astfel să fie îmbolți spre sfințenie pentru frații lor. Te rugăm, ascultă-ne. Învață-i pe cei apăsați de suferință să o ofere Tatălui în unire cu pătimirile tale pentru mântuirea lumii. Te rugăm, ascultă-ne. Trimite puterea Duhului Sfânt ca să ne transforme întreaga ființă, precum transformă pâinea și vinul în trupul și sângele tău. Te rugăm, ascultă-ne. Trezește-i pe cei nepăsători din lâncezeală și primește-i cu milă părintească pe aceia care cu suflet căit se întorc la tine. Te rugăm, ascultă-ne. Dă răposaților noștri să se bucure de contemplarea sfințeniei tale. Te rugăm, ascultă-ne. Dumnezeule preasfânt, Tu dorești ca toți credincioșii Tăi să fie sfinți asemenea Ție. Prin mijlocirea sfinților Tăi, dă-ne harul să-L urmăm necontenit pe Hristos, calea noastră, pentru ca astfel să ajungem să contemplăm negrăita frumusețea feței Tale. Prin Hristos, Domnul nostru.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Plăcute să-ți fie, Doamne, darurile pe care ți le aducem în cinstea tuturor sfinților. Noi credem că ei se bucură de siguranța nemuririi. Dă-ne și nouă harul să simțim că se îngrijesc de mântuirea noastră. Prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Sus inimile. Să-i mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu. Tu ne dai astăzi bucuria de a privi cetatea din ceruri, Ierusalimul cel Sfânt, care este mama noastră, unde frații și surorile noastre, deja adunați împreună, cântă și preamăresc numele Tău. Noi, cei care călătorim pe pământ, ne grăbim spre patria cerească, bucurându-ne de soarta fericită a membrilor bisericii, pe care ni-ai dat ca prieteni și modele de viață. De aceea, uniți cu mulțimea nenumărată a îngerilor și a sfinților, cântăm cu bucurie imnul măririi Tale. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El dându-se de bunăvoie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și i-a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi.
De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, cu episcopul nostru, Iosif, episcopul auxiliar Aurel, cu toți episcopii și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci ai iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă și noastră, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, Te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci a Ta este împărăția și puterea și mărirea veci. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui
pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu.
Te adorăm, Dumnezeule, care singur ești sfânt și ești minunat întru toți sfinții tăi, și te implorăm să reverși harul tău și asupra noastră, pentru ca, desăvârșindu-ne în împlinirea iubirii tale, să ne treci de la această masă la care ne-ai primit ca pelerin, la ospățul pregătit în patria cerească, prin Hristos Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Amin. Trimiterea o dăm la sfârșit, după ce facem și recviemul despre care am amintit în cadrul predicii pentru preoții, episcopii, preoții și tot clericii răposați ai catedralei noastre. Fraților, ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele răposaților episcop Nicolae Iosif Camili, Iosif Salandri, Dominic Jacquet, Alexandru Cisar, Mihai Robu, Marcu Glaser, Petru Pleșca. De asemenea, pentru preoții care au activat la parohia Iași, Dumitru Romila, Anton Gabor, Gaspar Bachmaier, Alfons Donea, Iosif Pal, Carmil Tocănel, Ioan Pârțac, Carmil Gherghel, Ioan Sociu, Iosif Simon, Eduard Sechel, Dumitru Pătrașcu, Petru Pătrașcu, Ioan Jicmon, Gheorghe Vameșiu, Anton Ghiurcă, Mihai Budău, Pavel Cojocaru, Francis Gârleanu, Ioan Gabor, Petru Gabor, Petru Martinescu, Isidor Mocanu, Dumitru Gabor și Iosif Comorașu. Ne rugăm lui Dumnezeu să fie îngăduitor cu sufletele acestor episcopi și preoți răposați ca să fie primiți la masă regească din ceruri. Măreț biruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat la noastră fire, Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeară șalul baptismal. Primește-ne, Nata, lumină, prea
dreptule judecător, cu tine să-l vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Către tine, Doamne, strig către tine, Doamne, dintr-o adâncure strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața Ta? Nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul Său. Ai unde să se iubirea Ta, să nădăjduiască Israel în Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire. Și El va mântui pe Israel, pe toate Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și vecurea și vecii vecilor. Îndură-te de ei. Doamne, îndură-te de ei, Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, precum și noi iertăm greșiților noștri, nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cele rău. Cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântat ești tu între femei și binecuvântat este rodul tău. Doamne, ascultă rugăciunea noastră și strigarea noastră să ne ajute la tine. Să ne
rugăm, pleacă-ți, Doamne, urechea spre rugăciunile noastre, prin care cerem cu stăruință îndurarea Ta, ca să așezi sufletele episcopilor și preoților răposați, care au activat în parohia și dieceza noastră și pe care i-ai chemat din această lume să-i primești la loc de lumină și de pace și să-i unești cu mulțimea sfinților Tăi, prin Hristos Domnul nostru. Odihna veșnică dă-le-o lor, Doamne, și lumina s-a mărță și să se odihnească în pace. Amin. Înainte de a primi trimiterea finală, vreau să aduc mulțumire tuturor celor care ați participat în seara aceasta la Sfânta Liturghie, celor care ne-au urmărit în transmisie directă la Radio Maria, ca și pe internet. Implorăm ajutorul și binecuvântarea lui Dumnezeu și a tuturor sfinților asupra dumneavoastră a tuturor, ca și asupra celor care ne-au urmărit pe internet și la Radio Maria, și asigurăm mereu de rugăciunea noastră înaintea lui Dumnezeu. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace! Mulțumim!